Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi, spunea Karl Popper. Fiecăruia dintre noi i se poate întâmpla să-i scape ceva important. De asemenea, dacă ne gândim la avalanșa de informație care se furnizează azi, atunci frustrarea crește exponențial. Mintea noastră e incapabilă să înmagazineze întreaga cunoaștere, iar faptul acesta ne întristează și ne intimidează de cele mai multe ori. Ce-i de făcut? În primul rând, să admitem cu realism că noi nu putem cunoaște într-o viață tot ce se poate cunoaște. Mereu va rămâne pe din afară ceva, fără ca vreodată să știm lucrurile într-un mod exhaustiv. Vorba apostolului, noi cunoaștem în parte. În al doilea rând, să admitem că ignoranța nu se referă la neputința noastră de a reține tot, ci la încăpățânarea de a ne dori acest lucru. Prin urmare, ignoranța nu e o problemă de memorie, ci o problemă de voință. Trist nu e să nu cunoști totul, trist e să nu vrei să înveți. A fi învățabil este ceva foarte prețios și pe care n-ar trebui să-l pierdem niciodată.